Bună ziua! Am participat la reuniunea echipei de conducere a Ministerului Sănătății cu direcțiile de sănătate publică din teritoriu pentru a stabili măsurile necesare pentru aplicarea legii 136 privind izolarea și carantina. Discuția a fost extrem de importantă pentru că am stabilit măsuri imediate. De asemenea, s-a discutat despre actele normative subsecvente care trebuie emise în aplicarea legii. Vă dau numai câteva elemente din cadrul discuției. Prima și cea mai importantă problemă este cea legată de cei peste 4.000 de cetățeni români care fie au ieșit la cerere din spital înainte de a fi vindecați, fie au fost diagnosticați pozitiv și nu s-au internat. Pentru aceste cazuri, direcțiile de sănătate publică, în baza unei decizii a ministrului, vor emite decizii care să cuprindă, pe de o parte, obligativitatea izolării la domiciliu, pe de altă parte, obligativitatea reevaluării stării de sănătate prin diagnosticare. Urmând ca, în cazul în care s-au vindecat, testul ieșind negativ, normal, să iasă din izolare, iar în cazul în care sunt pozitivi, dacă sunt asimptomatici, să rămână 14 zile în izolare la domiciliu, sub, evident, tratament și supraveghere medicală, iar dacă au simptome care necesită internarea, să se dispună prin decizia ale directorilor DSP internarea în spital. În ceea ce privește toate persoanele care fie sunt suspecte de COVID și urmează să fie diagnosticate, pentru ele direcțiile de sănătate publică vor emite deciziile de internare pentru diagnosticare, iar după diagnosticare, în cazul în care sunt pozitivi, în funcție de recomandarea medicului, se vor emite deciziile de tratare în spital. De asemenea, împreună cu Ministerul Sănătății și cu domnul ministru Tătaru, am constatat necesitatea câtorva ordine care trebuie emise. Ordinul privitor la funcționarea centralelor de diagnostic. Ordin care să cuprindă, pe de o parte, obligativitatea noului tip de raportare. Se știe că în lege există un articol care stabilește schimbarea sistemului de raportare, adică menționarea în mod distinct a cazurilor de persoane care sunt diagnosticate prima oară, sunt diagnosticate pozitiv și prezentarea separată a persoanelor care sunt retestate cu diagnosticul pe care îl au, fie pozitiv, fie negativ. De schimbarea sistemului de raportare, de asemenea, o anumită prioritizare în ceea ce privește testarea, în care prioritatea la testare trebuie să se acorde persoanelor care necesită testarea, pentru care este necesară testarea în baza protocolului de evaluare. Abia după aceea să fie testate persoanele, de exemplu, care vor să călătorească în alte scopuri, scopuri turistice și care au nevoie de un rezultat. De asemenea, să existe o diferențiere clară între cei care necesită testarea
că au simptome sau că se încadrează în cadrul protocolului de testare și cei care solicită testarea din alte motive. De asemenea, am discutat despre un aspect extrem de important în cadrul bătăliei anti-COVID și anume derularea anchetelor epidemiologice, în care de asemenea am hotărât cu domnul ministru Tătaru că va fi emis un ordin care să stabilească foarte clar procedurile din momentul în care o persoană e diagnosticată pozitiv, cum se dispune ancheta epidemiologică, care e termenul de efectuare a anchetei epidemiologice, cel mai probabil maxim 24 de ore, măsurile care se dispun privitoare la persoanele care au intrat în contact cu persoana care a fost diagnosticată ca fiind infectată cu coronavirus. Sigur că am discutat amănunte de îmbunătățire a comunicării dintre direcțiile de sănătate publică și spitale, centrele de diagnostic. De asemenea, am discutat de un element extrem de important și anume întărirea direcțiilor de sănătate publică. Se știe că în lege s-a reintrodus posibilitatea detașării fără acordul conducătorului instituției unde lucrează angajatul și fără acordul angajatului în cazul în care nu se pot ocupa funcții în DSP-uri sau în spitale sau în sistemul de ambulanțe prin voluntariat. Deci am solicitat fiecare direcție de sănătate publică să-și facă o evaluare a necesarului de angajați suplimentari, indiferent că sunt medici, asistente medicale sau alte categorii de angajați, astfel încât, utilizând acest drept legal, să putem să completăm efectivele direcțiilor de sănătate publică la nivelul necesar. Domnul ministru. Bună ziua! După cum știți, astăzi a intrat în vigoare legea carantinei și izolării, pe care a trebuit să o punem în concordanță cu legea 55, referitoare la infecția SARS-CoV-2. Am avut discuțiile cu Direcția de Sănătate Publică, nelămuriri vis-a-vis de implementarea acestei legi, urmând ca în zilele următoare să avem și ordine de ministru și hotărâre de guvern care să pună în aplicare această lege. După cum puteți vedea și dumneavoastră, suntem într-un moment pandemic de o creștere progresivă a numărului de cazuri. Vom avea două săptămâni dificile pentru a putea reimpune acele măsuri de carantină, izolare în spital, izolare la domiciliu. În funcție de cooperarea la aceste măsuri, în funcție de respectarea anumitor norme de desfășurare a unor activități, vom putea vedea în următoarea perioadă și evoluția. Mă repet, suntem într-un moment în care instituțiile statului, împreună cu agenții economici care au beneficiat de anumite relaxări, cât și de populația civilă, suntem responsabili pentru o evoluție favorabilă a acestei pandemii. Legislația care intră astăzi în vigoare ne va oferi în zilele următoare pârghiile pentru a putea scădea acest număr de cazuri. Dar, mă repet, vom avea două săptămâni destul de grele, muncă asiduă, atât la nivelul Direcției de Sănătate Publică, cu care am discutat acest lucru astăzi, cât și la nivelul unităților sanitare. În condițiile în care mizăm și pe dumneavoastră pentru a populariza această lege, cât și regulile de igienă, regulile cu precauțiile pentru a putea ajunge în acel moment în care eram acum 5 săptămâni. Vă mulțumim! Da, suntem, după cum vă spuneam, într-o perioadă de creștere ușoară a acestui număr de cazuri noi. Sunt și testările pentru cei care sunt internați, sunt și testările pentru cei noi din anchetele epidemiologice, sunt și testările pentru cei care vor să plece în concediu și să facă acele testări la cerere. Tot ce înseamnă focare, tot ce înseamnă focare noi constituite, sunt gestionate prin anchete epidemiologice, urmând ca acolo unde vom avea o supra-solicitare a activității medicale, și mă refer la terapiile intensive, să putem, cu acordul acestei legi, să facem și detașări de personal, dar să putem transfera și acești pacienți în acele unități unde avem locuri pentru terapie intensivă. În condițiile actuale legi, doar cu acordul medicului curant, care vede că s-a vindecat acel pacient, sau acel medic curant indică în continuare internarea, solicitând DSP-ului un aviz administrativ pentru acest lucru. Ce se întâmplă de astăzi, dacă se declară pozitiv sau
Medicul face acea evaluare clinică, biologică și paraclinică, da? Paraclinic însemnând și radiologic, își face o evaluare a cazului, dacă este asimptomatic, propune DSP-ului și pacientului externarea cu izolarea la domiciliu, în condițiile în care pacientul vrea sau solicită pentru a-și urmări în continuare evoluția, poate rămâne internat în spital. Dacă refuză, atunci prin act administrativ, dacă medicul curant indică acea internare, fiindcă pacientul reprezintă un pericol de transmitere, atunci se solicită DSP-ului, care trebuie să vină în cele două ore, să dea acel act administrativ, acel aviz pentru internarea în continuare până la vindecare. Dumnezeu, este nevoie de personal medical la ADI, mă refer la Matei Val și cele 35 de patru. Până vom alcătui acel corp de voluntari, avem la îndemână în acest moment detașarea, la început voluntară, apoi detașarea după nevoi. Chiar în aceste momente, împreună cu Departamentul pentru Situații de Urgență, facem și am și făcut zilele trecute evaluarea tot ce înseamnă medic de terapie intensivă, rezident de terapie intensivă și de boli infecțioase, în vederea a faptului că în următoarea perioadă vom avea nevoie de detașări. Noi mizăm pe acea detașare voluntară, în care colegii noștri medici beneficiază și de acel 50% spor plus 2% care sunt diurna, și sperăm ca acest lucru să se întâmple voluntar. Activitatea medicală este un act profesional și eu sper ca toți colegii noi să înțeleagă că este un moment dificil pe care trebuie să-l trecem împreună. Vom face acele... După cum ați putut vedea, conform legii, putem face această detașare și involuntar. Noi vom face în așa fel încât acele unități medicale să beneficieze de personal de care are nevoie pentru a putea trata pacientul infectat COVID. Contează și pentru noi primează sănătatea pacienților noștri și sănătatea poporului român. S-a discutat acest lucru, medicii de familie pot fi implicați în acest moment pentru cei care sunt în izolare la domiciliu, fiind cei care urmăresc acest pacient și având legătura permanentă cu acest pacient. Toți acești medici de familie vor fi cooptați în perioada următoare și în cadrul unor anchete epidemiologice pe care le desfășurăm, având în vedere că avem și un număr mare de cazuri. Ce se întâmplă cu cei 3680 de pacienți care sunt bolnavi și despre care teoretic... V-a explicat și domnul prim-ministru, da? Ei vor fi reevaluați, în primul rând sunt identificați, la domiciliu, izolați, DSP-ul, medicul de familie vor lua act de acest lucru, vor face o testare, dacă ei sunt pozitivi, rămân în continuare, dacă n-au simptomatologie, până la vindecarea 14 zile la domiciliu în izolare, dacă au simptomatologie, merg în spital și sunt tratați ca atare. Și ce 1000 de pacienți? Același lucru. Având aceste pârghii legale și cu respectarea de către noi toți a regulilor de precauție, a distanțării fizice, a portului măștii în interior, în mijloace de transport în comun la locul de muncă, noi sperăm să avem doar o creștere ușoară. Aceste două săptămâni sunt necesare tocmai pentru consumarea bolii la cei care în acest moment sunt pozitivi. Mulțumim! Mulțumim! N-avem, că avem una cu microfon cu fir. După care de mâine ei vor raporta conform noului sistem. Legat de banii de la Uniunea Europeană, v-ați gândit deja, există anumite proiecte? Ce nu, noi suntem în lucru cu programele pe bugetul Uniunii Europene 2021-2027 din cadrul acordului de parteneriat cu Uniunea Europeană, care stă la baza utilizării fondurilor europene. De asemenea, am demarat lucrul de la elaborarea planului de reziliență și recuperare, care este necesar pentru accesarea fondurilor din cadrul Next Generation EU. Mai mult decât atât, noi suntem foarte avansați în ceea ce privește posibilitatea de a absorbi fondurile din cadrul programului SURE, care este destinat utilizării măsurilor active, Kurzarbeit, șomaj tehnic și alte tipuri de protecție. În ultimul rând și pe REACT-EU suntem pregătiți
să accesăm fondurile europene. Restaurantele se deschid sau nu în august? Este o variantă avansată chiar de către Ministrul Sănătății. O declarație făcută aseară. Deci, nu putem lua o decizie până nu intrăm pe o pantă descendentă cu numărul de persoane infectate zilnic. Și câte locuri sunt la ATI? Domnul ministru spunea aseară 2000, dumneavoastră astăzi 800. Nu, vă rog, nu confundați. Una înseamnă numărul total al locurilor de la ATI, altă cifră este cifra locurilor de la ATI din spitalele COVID sau de suport COVID. Nu încercați să prezentați două cifre care n-au legătură una cu alta. Masca ar putea deveni obligatorie și în exterior, în spațiu? Deocamdată, important este ca masca să fie folosită în spațiile închise, că dacă va fi folosită în spațiile închise, în exterior riscul de răspândire e mai mic. Sigur că dacă cineva vrea să poarte mască și în exterior, mai ales atunci când are interacțiune cu oamenii, sigur că le recomandăm acest lucru. Dar dacă nu alege, care sunt sancțiunile? Mulțumim!